Radu, Darius, Municipal Ploiești. Și acum ultima serie la start se ia cu cei mai rapizi notători în această probă după timpii creditați. Start bun și în ultima serie. După prima lungime de bazin, notătorul de pe culoarul 6, Borcea Robert, Nautica Bacău, conduce. La jumătatea cursei tot Robert Borcea de la Nautica Bacău conduce. Puternic notătorul, înoată cu mișcări lungi și puternice, ceea ce îi oferă un considerabil avantaj concretizat în viteza de deplasare. Foarte bine am tors pe culoarul 5 în această serie. Culoarul 1 a fost descalificat pentru mișcări alternative a picioarelor la procedeul bras. Iată cu finish mai bun pe culoarul 5, Plejan Yanis câștigă ultima serie la 200 metri mixt. Plejan Yanis de la Bucharest Sport Club București, câștigătorul ultimei serii